Ce mănânc într-o zi la deficit caloric, să slăbesc și să pun masă musculară în același timp? Ei bine, ziua 17 o începem de la 127,7 kg. Pentru prima masă am două felii de pâine prăjită cu mușchi și brânză topită. Lângă am tăiat castravete și mi-am mai făcut o cafea pe care am îndulcit-o cu o linguriță de miere de rapiță. Dacă doriți să comandați produse apicole la cel mai bun preț, le găsiți pe Miere TVO. Mierea este la reducere, începe de la 29 de lei pe kilogram. Pentru masa numărul 2 am un orez cu lapte, cu aromă de cioco și banană și extra încă o banană foarte coaptă, pentru că acesta nu e prea dulce. Am filmat, am făcut și caloriile. Vedeți că aveți clipul pe profilul meu. Am fost la shoppingărea astăzi, am făcut o grămadă de pași. Parcarea este full. În zona de servit masa la fel este full la restaurante, așa că o să mănânc în parcare. Pentru masa numărul 3 avem un twister care are doar 500 de calorii pentru că este micuț. Așa, pe 100 de grame are 230 de kilocalorii, exact ca o shawarma, dar nu are greutatea unei shawarme. Pentru a patra masă avem o ciorbiță de porc, cum am mâncat și zilele trecute. Ia uitați-o. Lângă am pus și un biscuit din ăsta Oaza. Aceștia sunt biscuiții, am făcut un clip despre ei. Puteți să vedeți clipul pe profilul meu, pentru că au niște valori foarte, foarte bune. Pentru masa numărul 5 avem încă o mâncare gătită foarte, foarte bună pentru dietă, pentru care are foarte puține calorii și anume mâncărica de fasole verde. Aceasta are doar 30 de kcal pe 100 de grame, dar trebuie să cântărim carnea separat pentru că porția mea are foarte multă cărniță și automat are mai multe calorii. Ia uitați, este făcută cu cărniță de porc din asta foarte slabă și nu vă pot explica ce miros are pentru că a făcut-o cu usturoi și este extraordinar de bună și de gustoasă. Această mâncare este una din secretele mele pentru dietă și vă recomand cu drag să consumați și dumneavoastră și să aveți grijă să nu puneți ulei sau grăsime în momentul în care o faceți. Cu masa aceasta închem și ziua 17. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și astăzi și abia aștept să ne vedem mâine cu cântar oficial, să vedem cum mai jonglează greutatea. Apropo, să nu vă speriați pentru că de acum încolo voi începe să slăbesc mai puțin. Undeva la 1 kg la 7 zile o să fie media. Și e foarte interesant să vedem cum oscilează cântarul de la zi la zi. Iar lucrul acesta îl puteți vedea numai aici, la singura transformare documentată live din lume.